Hei, Claudia sunt, bine v-am regăsit, dragele mele. Revin astăzi cu un tutorial la o pereche de botoșei delicați, superbi, călduroși și foarte, foarte, foarte ușor de făcut. Am văzut că sunt mai multe filmulețe pe YouTube cu această modalitate de a porni, de a începe botoșeii și m-am gândit să fac și eu, de ce nu? Fac un picuț diferit aici la spate față de ce am văzut eu. I-am pus o fundiță albă pentru a înfrumuseța perechea de botoșei. E extrem de ușor de făcut. Am făcut cu fir Adina, cu același fir cu care am făcut pălăriuța roz și aici. Așa, cu o croșetă numărul 4,5. Și pornim pe cercul magic. Este foarte ușor de făcut. Deci facem cercul magic, prindem firul, așa, și în jurul cercului magic facem 6 piciorușe duble reduse. Deci am făcut 1, dăm după croșetă, băgăm prin cerc 2, dăm după croșetă, băgăm 3, dăm după croșetă, băgăm 4, dăm după croșetă, 5 și încă 1, 6. Tragem de fir și înainte de a uni, eu o să pun un semn, un marker, un fir de ață, merge mult mai ușor decât cu markere, cu... Am și de asta act de siguranță, dar vine e mult mai ușor cu ață. Deci puneți firul înainte de a începe rândul următor. Rândul următor eu o să încep direct de aici. Deci dau după croșetă și primul picioruș dublu o să-l fac exact în primul de aici de unde am pornit. Da? Și o să facem câte 2 piciorușe duble reduse în fiecare. 1, 2... În fiecare, da? În următorul 3, 4 și o să facem până ajungem aici, înaintea semnului. În total o să avem 12, pentru că am avut 6 pe primul rând, făcând câte 2 piciorușe reduse în fiecare, la sfârșitul rândului o să avem 12. Și am făcut și ultima grupă de câte 2 piciorușe duble în același, deasupra unui picioruș de pe rândul anterior, deci al 12-lea picioruș. Și observați că deja am ajuns în dreptul aței, da? Semnului pus. Scoatem semnul și îl punem din nou, pentru că asta înseamnă că începem un nou rând. Pe rândul următor, într-un ochi mulțim, într-unul nu mulțim. La sfârșitul rândului vom avea 12 și cu 6, 18. Deci, în primul nu mulțim, în al doilea facem 2 piciorușe duble reduse. Înmulțim. 1, 2. În următorul nu mulțim. În următorul facem 2 piciorușe duble reduse. Și așa până ajungem în dreptul aței. Și dacă le numărăm, o să vedeți că avem... Exact cum v-am spus, 12 și cu 6, 18 piciorușe duble reduse. Și am făcut cel de-al 18-lea picioruș, pentru că am pornit cu un picioruș în care n-am înmulțit, o să terminăm, întotdeauna terminăm, deci fiind alternativ, cu picioruș unde, adică cu 2 piciorușe duble în același loc, adică cu o înmulțire. Am pornit fără să mulțim, terminăm cu o înmulțire. Și observați că am ajuns deja în dreptul semnului. Că piciorușul de aici, următorul ochi, este exact deasupra semnului. Scoatem și punem semnul din nou și mai facem și pe rândul viitor o înmulțire. Pentru că acest botoșel este făcut pentru vârsta de 2 ani. Și atunci mie îmi trebuie un pic mai multă lărgime aici. Pentru cine vrea să facă pentru un bebeluș, pentru un nou născut sau până într-un an, este suficientă înmulțirea. Deci sunt suficiente 18 piciorușe. Se poate lucra de aici, de jur împrejur, adică continuarea botoșelului. Pentru cine face pentru 2, 3, 4 anișori,
Mai trebuie încă o înmulțire. Pentru cine vrea să facă pentru adult, o să mai trebuiască, ce știu eu, 3-4 înmulțiri. Deci pe același principiu se poate porni și pentru un adult. Decât că se mulțește, doar că se mulțește mai mult, adică mai multe rânduri, pe același principiu ca și la căciuli. Deci, pe primul rând am pus 6 ochiuri, pe rândul următor am înmulțit în fiecare. Pe rândul următor am înmulțit 1 da, 1 ba. Pe rândul acesta, 2 piciorușe nu înmulțim. Deci pe rândul trecut am avut un picioruș în care n-am mulțit. Pe rândul acesta, 2 piciorușe nu mulțim. Pardon, picioruș dublu redus, nu cu piciorușe scurte. Deci 1, 2 nu înmulțim. În al treilea, înmulțim. Pentru cine vrea să facă pentru un adult sau pentru un copil mai mare, adică să aibă mai multă lărgime aici, atunci și pe rândul urmă viitor, adică încă un rând va mai înmulți. Va fi 3 fără să înmulțiți, în al 4-lea înmulțiți. Dacă vreți și mai mare, rândul următor în 4 nu înmulțiți, în al 5-lea înmulțiți. Și în felul acesta se va crește circumferința aici, proporțional, foarte, foarte frumos. Deci 2 n-au înmulțit, al 3-lea am înmulțit. Acum, următoarele 2 nu înmulțim. Și bun ar fi pentru începătoare să numere și la sfârșitul acestui rând, deci dacă am avut deci 6, 12 și cu 6, 18 și cu 6, 24 de piciorușe vor fi la sfârșitul acestui rând. Deci 2 înmulțit, 2 nemulțit. Acum 2 unde înmulțim. În 2 locuri, 2 piciorușe singure, fără să înmulțim. În al treilea înmulțim. Și pentru că am pornit cu 2 piciorușe în care n-am înmulțit, sigur vom încheia cu o înmulțire. 1, 2 fără să înmulțim. Acum o înmulțire. 2 fără să înmulțim. 1, 2 fără să înmulțim, aici înmulțim, 2 fără să înmulțim, și terminăm cu înmulțire. Deci am lucrat perfect, fără greșeală. Dacă se întâmplă să nu terminați așa, înseamnă că undeva ați greșit. Și nu este foarte mult de deșirat. Deci aviz celor care vor să lucreze, care sunt la început. Dacă nu vă iese din prima, nu e catastrofă dacă deșirați. Deșirați, o luați de la capăt, urmăriți pas cu pas, în așa fel încât să vă iasă. La botoșei este un lucru important să iasă perfect, pentru că trebuie să faceți 2 botoșei exact la fel. Și dacă vă iese primul fără greșeală, și al doilea vă va ieși exact la fel. Deci am ajuns și la sfârșitul celui de-al 1, 2, 3, al 4-lea rând. De aici încolo, până la rândul, ia să vedem câte rânduri am făcut eu. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 rânduri. Până la rândul 9, adică încă 5 rânduri, vom lucra de jur împrejur fără să mai înmulțim. Dar întotdeauna punem semnul, pentru că este important în momentul când o să mergem de jur împrejur, adică nu mai mergem de jur împrejur, o să lăsăm partea aceasta și este important să știm unde este începutul rândului. Deci, se vede clar. Deci, aici am făcut ultimul, următorul îl facem aici. Deci, de aici încolo, următoarele 5 rânduri, facem de jur împrejur fără să mai înmulțim. Pe fiecare rând trebuie să avem 24 de piciorușe, clar, le numărăm, să nu ne trezim că aici când punem markerul, fiind la început, poate facem 2 în același loc sau sărim vreun picioruș. De aceea este bine, pentru cele care sunt la început, nu e greu, să numărăm. Și astfel ne vor ieși 2 botoșei perfecți și identici, ceea ce este iarăși important, pentru că fiind botoșei micuți, este posibil să se vadă, dacă aveți un picioruș mai puțin sau unul mai mult, se vede imediat, se vede diferența.
sau dacă este greșit cumva, iarăși se vede și nu se vede frumos. Aș vrea să mă duc până în capăt, să vă arăt cât de bine se vede și cât de ușor se vede unde e delimitat sfârșitul rândului. Deci în fiecare, fără să mai mulțim de aici încolo următoarele 5 rânduri, o să vedeți cât de ușor se vede la sfârșitul rândului. Așa, tutorialul nu o să fie foarte lung pentru că botoșeii sunt ușor de lucrat. Așa că pot să-mi permit să-l lungesc un picuț aici. Uitați, deci ăsta. Ia să vedem. Mai avem, vedeți? Uitați unde este firul. Deci se vede. Deci mai am încă un picioruș. Deci următorul face parte, vedeți? Firul este aici. Deci următorul face parte din următorul rând. Așa că iau firul, îl pun din nou la început rândului. Vă spun, este mult mai ușor decât cu o clamă, decât cu orice. Este mult mai ușor cu un fir cu ați. Și continuăm. Încă 4 rânduri. Am zis 5, deci până la rândul 9, numărat de aici. Am 1, 2, 3, 4, 5, încă 4 rânduri. Lucrat de jur împrejur și pus semnul de fiecare dată la începutul noului rând. Înainte de a începe noul rând. Continuăm. Și am făcut până la rândul 9. Am scos, firul era aici. Am apucat de am scos firul. Deci până înainte de fir, ca de fiecare dată, ajungând la rândul 1, 2, 3, 4, 5, 6, ei, n-am numărat bine, deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sfârșitul celui de al 9-ul rând, deci firul l-am avut aici, aici am avut firul alb, am scos firul alb, de aici încolo, vom lucra doar de jur, de mai puțin pe ultimele 6 piciorușe, deasupra ultimilor 6 piciorușe. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ia, în cel de-al 6-lea o să agați eu un semn. Puteți să puneți și voi. Pentru că eu vreau să ajung la lungimea tălpii la 14 cm. Atât cât am eu nevoie pentru un copilaj de 2 anișori. Atât mi s-a cerut, atât îl fac. Sunt copii care au piciorușul mai micuț sau mai măricel. Fetița pentru care lucrez eu are 14 lungimea tălpii, 13 și un pic, dar i-a vrut 14 ca să vină lejer, să nu vină strinți, adică să nu se tragă de ei. Așa. Acum, dacă lucrați pentru un bebeluș și nu mai faceți ultima creștere, atunci aici nu o să lucrați până la al 9-lea rând, e posibil până la al 7-lea rând. N-are importanță, vă repet, dacă deșirați, deci nu mai faceți ultima înmulțire pentru un nou născut sau pentru un copilaș până într-un anișor. Ultima înmulțire nu mai faceți, lucrați până la al 7-lea rând circular și apoi faceți exact cum fac eu. În loc să lăsați aici în față 6, puteți lăsa doar 4. Încercați până vă iese și dacă vă iese un botoșel perfect și v-ați notat, adică țineți minte pașii, și pe al doilea și al doilea o să vă iasă perfect. Acum, ochi de lanț, pentru că trebuie să facem partea aceasta din spate. Da? Partea aceasta. Deci de aici și până aici. Și aici am 1, 2, 3, 4, 5, 6 rânduri avem. Bun. Deci am făcut un ochi de lanț. Întoarcem. Aici avem un picioruș deja. Lăsând 6 în față, în spate, trebuie să avem 18. Și vă rog să numărați la fiecare rând, să fiți siguri că la sfârșitul rândului aveți exact 18. Deci am făcut un ochi de lanț care ține loc de prim picioruș. Nu băgăm aici în primul, băgăm în al doilea. Deci avem 2 deja, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17 și uitați, 18 înainte de semnul meu. Și aici ne-au rămas 6 exact în față, da? Uitați, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acum, ochi de lanț și întoarcem în următorul. Deci avem 2 deja, că ochiul de lanț ține loc de un prim picioruș. Avem 2 deja. La sfârșitul și acestui rând trebuie să avem tot 18. Înumărăm la fiecare rând ca să fim siguri că lucrăm corect. Da? Și facem în total 6 rânduri. Unul l-am făcut deja, încă 5 rânduri. Exact după cum am făcut și rândul anterior. Cu picioruș dublu redus în fiecare și la fiecare rând înumărat să avem exact 18 piciorușe. Și am făcut 5 rânduri deja, o să vă mai arăt încă o dată la un rând cum întoarcem, că nu v-am arătat, cred, un rând întreg. Deci, ochi de lanț, întoarcem. Deci, nu exact în spațiul, deci deasupra următorului picioruș, exact lângă. Deci nu sărim, că altfel nu ne ies. Deci avem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 și al 18-lea. Și avem încă 6 rânduri lucrate de aici, deci doar aici în partea aceasta, 6 rânduri. Sunt suficiente pentru ce am făcut eu, pentru 2 ani. Așa. Acum v-am zis că diferă totuși de la un copilaș la altul. Deci am 14 cm. Exact cât am spus. Ia să mai văd eu o dată, dacă am făcut, am 5 rânduri, 6 rânduri, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rânduri, da. Și aici la fel am făcut, deci 1, 2, 3, 4, 5, ia, stai că n-am numărat bine, 2, 3, 4, 5, 6 rânduri, da, corect. Acum tăiem firul. Acum este partea un pic mai, nu e dificilă neapărat, dar oricum, e partea care dă un picuț bătăi de cap. Dar dacă pricepeți, nu e greu deloc. Eu și mă refer la începătoare, nu mă refer la cele care sunt experimentate. Și aici în spate avem așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ochiuri evidențiate. Ele sunt 18 piciorușe, dar înainte de după cel de-al 18-lea nu mai avem un astfel de ochi evidențiat. Deci, cum vom face? Aici, în partea asta, deci o să numărăm, numărăm piciorușele, da? Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, după 6 piciorușe o să pun un semn și aici numărăm tot piciorușele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E important pe mijloc să ne rămână 6 ochiuri în care să lucrăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da? În partea asta vom avea doar 5. Deci ele par doar 5 aici deasupra, da? 1, 2, 3, 4, 5, dar ele sunt 6 piciorușe, da? Deci în partea unde avem firul, ața, așa, în al 5-lea punem semnul, iar în partea asta, în al 6-lea. Și noi o să pornim să lucrăm pe cei 6, deci pe aceștia 6 o să lucrăm constant până sus.
Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da? Băgăm în primul, din cei 6 de pe mijloc, da? Scoatem firul. Un picuț de atenție, că nu e greu. Nu e greu deloc. Deci am scos firul. Aici voi facem piciorușe scurte, nu mai facem piciorușe duble reduse. Am putea să facem, dar am apucat de am făcut piciorușe scurte în partea asta aici și așa o să fac și aici. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, da? Pe aceștia 6 îi vom lucra până sus. Trebuie neapărat un pic de atenție la lucrul acesta. Scoatem semnul. Și pentru că aici am doar 5, o să mă duc cu piciorușa alunecat doar într-unul singur. Da? Deci în următorul cu piciorușa alunecat. Cu firul spre noi, răsucim. Și acum trebuie să facem cele 6 piciorușe, care am spus că se repetă, da? Deci avem, îl sărim pe primul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aici în capăt, de unde am pornit, deasupra primului ochi, da? Aici, deci îl sărim pe acesta. Deci o să facem pe aceștia 6, sunt constanți la fiecare rând. Deci 1, 2, 3, 4, 5, și aici unde am început noi, unde am făcut primul ochi, da? Facem cel de-al șaselea. Acum, unde avem semnul, scoatem semnul, că nu mai avem nevoie de el, vom face două piciorușe alunecate. Deci, 1 și încă 1. Și încă un picioruș alunecat. Întoarcem. Întoarcem cu firul în spate. Deci firul trebuie să fie pe dos, pe dosul lucrului de fiecare dată. Și acum pornim să-i facem tot pe cei 6, da? Avem 1, 2, 3, 4, 5. N-am numărat bine. De aici. Deci avem deasupra lui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Am zis care sunt constanți. Deci sărim și facem pe cei 6 de pe mijloc. Asta trebuie să urmărim. 1, 2, 3, 4, 5 și al șasele este aici. Și acum ne ducem cu două piciorușe alunecate, deci după ultimul de aici, de unde-i prins, în următoarele două. Deci, practic, e un picioruș pentru dus, un picioruș alunecat și încă unul pentru întors. Picioruș alunecat. Răsucim. Firul să fie pe dosul lucrului. Avem nevoie de cei 6. Deci, care sunt? Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci, de aici pornim și facem picioruș scurt. L-am lăsat pe ăsta cam lejer. Și după aia se vede rău. Deci 1, 2, 3, 4, 5 și al 6 este cel înainte de bucla aceasta. Acesta e al 6. Și acum două piciorușe alunecate. Deci 1 și încă 1. Prindem de lateral. Răsucim. Firul să fie pe dos, ca să se vadă frumos. Și acum, iarăși 6. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E un număr de aici pentru că e deasupra buclei acesteia din capăt. Este al 6-lea și este mai ușor de văzut decât să vă spun să săriți de aici. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci clar că pornim. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aici e primul. Deci 1, 2,
3, 4, 5, 6 și acum piciorul alunecat și încă un piciorul alunecat. Practic aici am ajuns în capăt. Acum aici, pentru că e piciorușul ăsta larg, așa, tragem de el și strângem bine. Întoarcem cu firul pe dosul lucrului. Avem, deci deasupra buclei, de aici numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aici. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, piciorul alunecat, piciorul alunecat. Ia să vedem un picuț, deci avem una, două, trei bucle, cred că mai trebuie încă una. Da, una, două, trei și a patra. Deci întoarcem și mai facem încă o tură până aici și ne vom duce în continuare. Acum, deci avem 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de aici. Pornim. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și acum o să mergem să facem de jur împrejur un rând de piciorușe scurte. Acum, avem 6 aici în spate, avem 6 aici în față. O să facem 6 și pe aceasta, pentru că avem 6 rânduri dus întors, deci o să facem un picioruș scurt în dreptul fiecărui rând, de pe rândul de aici, de pe lateral, da? Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci pornim de aici. Deci, un picioruș scurt în dreptul următorului rând. Picioruș scurt, 2. Următorul rând. 3. 4. 5. Așa. Și aici a șasea. De aici sărim direct la cele 6 din față. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci sărim exact la cel din față, la cele 6 din față. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și acum, pe laterala astălaltă, deci avem 6 rânduri, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Câte un ochi, câte un picioruș scurt în dreptul fiecărui rând, câte un ochi. Cer scuze. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și acum îi avem pe cei 6 din spate. Da? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci vom face în dreptul fiecărui aș din spate. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și în următorul aici cu piciorul alunecat pentru că am încheiat rândul, pentru că de acolo am pornit. Las firul un picuț mai lunguț pentru că eu o să-l cos. În multe lucrări
se întâmplă de nu-l lasă, nu-l prindă în lucru, pentru ca să fie eu sigură că nu se trage, pentru că mai ales la un botoșel se încalță, copilul trage de el, așa că toate firele acestea eu le voi coase cu acul. Întorc botoșelul pe dos și le voi coase, le voi prinde în lucru. Acum, cum facem partea aceasta de aici? E foarte ușor. O să fac cu alb. Deci am luat culoarea deschisă. Astea o să le ascund la sfârșit în lucru. Întâi, deci un ochi de lanț făcut cu un nod neterminat, cum îi spun eu. Și am făcut 15 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, parcă 15 am făcut sau 20, că nu mai țin minte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 am făcut. Vedeți că am uitat de la unul la altul. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dacă vă doriți niște baiere mai lungi, puteți să faceți mai multe ochiuri de lanț. Acum, dăm după croșetă și, deci noi avem 6 aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Din al 5-lea, o să facem 5 pe o laterală, 6 în spate și 5 pe laterală astălalt. Deci, dăm după croșetă și, că am numărat și am uitat, 1, 2, 3, 4, 5. Deci, după ce am dat după croșetă, prindem și facem picioruș dublu. Da? Uitați, și el s-a prins, firul rămâne prins în partea superioară. Deci cu ochiurile de lanț așa atârnate am dat după croșetă și am făcut un prim picioruș dublu. Nu este greu. Deci 1, 2, 3, 4, 5, care sunt cele din pe la o laterală. Acum cele 6 din spate, ca să, eu zic să numărați și să faceți în felul acesta ca să vă iasă 2 botoși identici. 2, 3, 4, 5, 6. Și acum și pe partea asta, deci o să avem 1, 2, 3, 4, 5, da? Cel mai bine e ca să vă uitați înainte de a prinde, ca să știți sigur că vă iese corect. 1, 2, 3, 4, și al cincilea picioruș. Vedeți că al șaselea rămâne, exact cum am lăsat și pe partea cealaltă. Deci doar 5. Și aici, cele 20 de ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mi-a rămas un foarte care nu taie pe aici pe lângă mine, doar am, cred că, vreo 5 bucăți de foarte. Și în felul acesta am făcut și cele două baiere. Aici puteți să puneți o mărgeluță întâi și apoi să prindeți firul, să-l întăriți. Vine foarte frumos. Eu pur și simplu am înnodat, dar am avut grijă să înnod peste lănțișorul, ochiurile de lanț, peste ultimul ochi de lanț. Am strâns bine, bine. Și am tăiat undeva la câțiva milimetri și în partea asta la fel. Deci nu înnodăm pe ață, înnodăm exact pe primul ochi de lanț aici, de unde, de la capăt, ca să se fixeze bine, să fii sigur că s-a fixat. Da?
Așa. Tras foarte bine. Să nu ne trezim că se deznoadă apoi. Și am făcut și fundița pe care am pus-o aici în față. Fundița am făcut-o pe 6 ochiuri de lanț, 3 rânduri dus întors. Și apoi am prins-o, am dat cu firul și am cusut-o. Și astfel sunt gata bătoșeii noștri. Și ai mei, și dacă ați ajuns și voi aici, înseamnă că și ai voștri. Îi se așează și să știți că îmbracă foarte bine piciorul și având șiretul acesta care se înnoadă, rămâne prins de picioruș. Copilașilor nu prea le place să țină încălțări în picioare, dar fiind vremea rece, trebuie. Dacă v-au plăcut botoșii mei, dați like, dați share. Vă rog să dați click pe clopoțel, după ce pentru cele care nu sunt abonate, dați click întâi pe abonare și apoi pe clopoțel, pentru că astfel vă vor apărea notificări în momentul când voi publica un nou tutorial. El pare ușor deformat, dar acesta e abia terminat. Să știți că este exact aceeași mărime. Să ne revedem cu bine la revedere!